Binecuvântat să fie numele Domnului, preiubiții mei frați și surori și toți aceia care o să ascultați acest mesaj sau o să-l găsiți în mediul online, vă binecuvintez pe toți din această casă de rugăciune, pe cei prezenți și pe cei de departe. Și am vrea și în această seară să avem un cuvânt de învățătură. S-a citit la începutul întâlnirii noastre din această locație capitolul 3 din prima epistolă sobornicească pe care o scrie Apostolul Pavel către Corinteni, sau mai bine zis, întâia epistola lui Pavel către Corinteni, lăsând deoparte sobornicească. Corintenii erau o biserică, nu o să fac o introducere foarte lungă, care era plină de contraste. La un moment dat, Apostolul Pavel, când îi scrie aceste epistole, are despre ei cuvinte bune, frumoase și, bineînțeles, apreciază că au fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Și spune el Pavel, Hristos a fost bine întărit în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar, de la aceasta introducere foarte frumoasă pe care Apostolul Pavel o face către biserica din Corint, capitolul 3 începe cu aceste versete, cu aceste cuvinte. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Biserica din Corint, care nu ducea lipsă de niciun dar, care Biblia spune și Apostolul Pavel întărește lucrul acesta, că Hristos a fost bine întărit în mijlocul vostru, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Biserica aceasta din Corint, spune Apostolul Pavel, că era formată din oameni care erau lumești și erau prunci în Hristos. Versetul 2 spune, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Și cam atât despre biserica din Corint. Am citit acest text numai pentru că am vrut să pun în antiteză, față în față, biserica din Corint și biserica din vremea pe care o trăim noi. Suntem într-o casă de rugăciune, în această casă de rugăciune încap aproximativ 100 de persoane, dar suntem foarte puțini. Bineînțeles că astăzi foarte mulți motivează că din cauza acestei pandemii și din cauza faptului că nu toți frații înțeleg să respecte niște măsuri sanitare, măsuri de securitate sanitară, nu vin la adunare. Și am vorbit despre treaba aceasta când a fost momentul. Nu vreau să defăimesc pe nimeni și nu vreau nici să îmi pun întrebări referitor la credința cuiva care e tare preocupat să nu ajungă prea devreme în Împărăția lui Dumnezeu, despre care avem cuvinte așa de frumoase. Numai că lucrurile evoluează într-o direcție greșită, cel puțin din câte înțeleg eu, și uitându-ne în Scriptură și uitându-ne și la ce au făcut alți oameni și prin ce au trecut alți oameni, am putea învăța ce ne lipsește și ce ar trebui să facem să nu ne pierdem.
că dacă am pornit pe drumul acesta și nu îl ducem până la capăt, zadarnică ne-a fost osteneala de până aici, zadarnică truda. Cuvântul lui Dumnezeu spune: uitați-vă la mai marii voștri și la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. De ce la sfârșit? Pentru că foarte mulți abandonează pe drum. Foarte mulți au ajuns în vremea aceasta pe care noi o trăim să fie, așa cum zice Apostolul Pavel în biserica din Corint, oameni lumești și prunci în Hristos. Adică e nevoie din nou de lapte, nu de bucate tari. Căci bucatele tari nu le puteau suferi. Adică, de exemplu, învățătura despre neprihănire. Hrană tare pentru oameni sănătoși în credință, dar pe care pruncii în credință, oamenii firești, oamenii lumești, nu puteau suferi. Același apostol Pavel spune el în Cartea Evreilor, în capitolul 5, începând cu versetul 1, spune: asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva ca să învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Asta era situația corintenilor. Pavel zice: v-am văzut silit să vă scriu ca unor oameni firești, ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos, nu ca unor oameni duhovnicești. Și oricine nu se rănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar rana tare este pentru oameni mari, pentru aceia căror judecată s-a desprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De ce nu putea Pavel să le scrie lucruri tari? De ce nu pot și eu să spun unor frați de-ai mei, chiar din cetatea aceasta a Gatinoului, lucruri tari? Într-o biserică mare, cu câteva sute de membri, există posibilitatea să vorbești deschis despre orice, că cel puțin în parte, o parte din frați te ascultă. Într-o comunitate mică, ai așa o teamă că rămâi și fără cei care ai. Și atunci îți pui problema dacă să le vorbești deschis sau să le dai lapte. Și nu știu până când trebuie creștinii hrăniți cu lapte. Dacă la începutul credinței creștine, în vremea apostolilor, lucrurile erau clare în ceea ce privește închinarea, în ceea ce privește practica creștină, în ceea ce privește atitudinea lor unii față de alții, vremurile s-au schimbat destul de devreme și în 50, 60, 70 de ani au ajuns să nu mai fie ce a fost la început. Vă citesc câteva versete din cartea aceasta sfântă, din Faptele Apostolilor, atitudinea Bisericii Primare. Ca să înțelegem pe unde ne aflăm noi astăzi. În capitolul 2, în versetul 1, spune: în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Asta mă face să cred că erau împreună și cu mintea și cu trupul. Și că se întâmplă de multe ori să fii prezent fizic într-o casă de rugăciune și mintea să-ți fie la business, să-ți fie în altă parte. Este situația multor tineri care s-au dus de părinți la adunare și sunt aici pe bancă și stau pe bancă că n-au încotro. Dar mintea lor e afară. Aceștia de la început erau împreună și în același loc.
Spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 2, versetul 46. Dar citesc de la versetul 44 începând. Sau chiar de la 43. Fiecare era plin de frică. Și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Oamenii ăștia care s-au trezit înrolați în armata Domnului Iisus erau împreună, erau în același loc. Biblia spune mai departe despre ei. Mai pot citi. Versetul 12 din capitolul 5. Prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne în Rod. Toți stăteau împreună în privdorul lui Solomon. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gură mare. Era o inimă, un gând, un cuget. Versetul 32 din capitolul 4. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Unitate desăvârșită între frați, între surori, la începutul credinței creștine. Asta mă face să cred că erau maturi spiritual, că au înțeles la ce s-au înrămat. Acum trăim niște vremuri că frații noștri creștini au prieteni necreștini. Și de multe ori, în loc să vină la slujba de la adunare, își dau întâlniri cu acești prieteni necreștini și au tot felul de situații de discutat, sau câte o masă, câte o părtășie, și te întrebi, aceștia sunt oameni maturi în credință? Îmi vine să cred și să spun și să afirm, așa cum spune Apostolul Pavel aici, ca unul prunci, sunteți prunci în Hristos. Copiii au practica aceasta. Îi cheamă părinții la masă, ei vor să mânce prin vecini. Poate ați pățit-o vreodată. Vor copiii, părinții să le cumpere niște haine care li se potrivesc, ei vor cu totul altceva, care nu le vine nici cum, dar lor aia le place. Și cam asta este genul de manifestare a unor creștini moderni din veacul 21 și din timpul acesta pe care le trăim. Adică învățătura despre neprihănire a ajuns caducă. Să nu mai fie suferită. Vă zice cineva, frate Bala a început-o prea din urmă, după vremea apostolilor. Am putea să o începem de pe vremea începutului credinței apostolice în România. Spuneam și aseară, cred, de 1921-22. Oficial, din 22, s-a deschis o adunare la Păuriș. Dar a venit cineva din America în 1921, fratele Budeanu. Și au fost primii sâmburi care au fost plantați în zona Păuriș, dar mai erau încă cel puțin trei centre. Nu vreau să vorbesc despre istoria Bisericii Apostolice. Vreau să vă spun numai că frații, la începutul credinței apostolice în România, au avut și ei ceva din ceea ce au avut primii creștini. Vorbeam într-o predică din cartea Apocalipsei despre biserica din Filadelfia. Există pe canalul acela de YouTube, presbiterul.ro, și spuneam că din punctul meu de vedere, cum înțeleg eu, biserica din Filadelfia înseamnă, din punct de vedere a unor etape istorice, ultima revărsare a Duhului Sfânt. Și biserica aceasta din Filadelfia
Îi spune îngerul din partea Domnului Hristos. Câteva lucruri. Știu faptele tale, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. N-au fost frații apostolici, pentecostalii români, ca apostolii, dar au avut totuși putere, puține, dar au avut. Sunt foarte multe culte considerate evanghelice, dar la fel ca și poporul evreu într-o vreme, unde conducătorilor, predicatorilor, liderilor le vorbesc, dar fără putere. Și ca să-i țină la oaltă, trebuie să-și schimbe discursul. Pe anecdote, pe snobe, pe povești, pe istorisiri închipuite. Biserica din Filadelfia a avut efectiv putere. Puține, dar au avut. Au fost mărturii și știm mărturii de vindecări miraculoase, de lucrări pe care le-a făcut Duhul Sfânt, de darurile Duhului Sfânt care s-au manifestat în biserica din Filadelfia, între apostolii, între apostolicii români, între frații apostolici români și din alte țări. Am spus în acea predică și când am vorbit de biserica din Laodiceea că vremea bisericii din Filadelfia a apus. Poate mai sunt urme, rămășițe, resturi. Și trăim vremea bisericii din Laodiceea. În mare parte. Nu vreau să înjosesc pe nimeni, nu vreau să supăr pe cineva. Dar mă simt obligat să trag un semnal de alarmă. Direcția spre care se îndreaptă bisericile de astăzi este o direcție greșită. Foarte interesant atunci când se vine cu învățături sănătoase din Biblie. Frații sunt foarte refractari de a le accepta. Dar indicațiile care vin din partea autorităților, restricțiile care sunt impuse, sunt luate de bune, în sensul că ne protejează și spre binele nostru. Ca și când ne-am ancorat de pământul acesta și tot ceea ce avem de făcut să ne continuăm viața asta bună în mijlocul belșugului. Preiubiții mei, frați și surori, hai să analizăm puțin biserica aceasta din Corint și să ne uităm la noi. Nu cumva suntem prunci în Hristos, nu cumva învățătura despre neprionire nu ne mai cade bine? La începutul credinței apostolice în România, câteva lucruri nu erau deloc puse în discuție. Mi-a picat în mână, într-o vreme, o carte, o cărțulie. Arăta destul de nouă, pentru că cine a avut-o, a ținut-o într-un dulap, nu s-o prea uitat prin ea. Era o mărturisire de credință a Bisericii lui Dumnezeu Apostolice Române, cultul pentecostal, din 1964. În acea mărturisire de credință și rânduială duhovnicească, erau încă menționate slujbe și ordinările care se făceau în vremea aceea. Ordinarea presbiterilor, a diaconilor și a evangheliștilor. Niciun cuvânt despre păstori. Astăzi, tot ceea ce contează într-o biserică este acel păstor unic, care gestionează toate lucrarea și are puteri discreționare. Despre ceata presbiterilor nu se mai vorbește. Biblia spune că atunci când e cineva bolnav, să-l cheme pe presbiterii bisericii. Numai că acum ai chemat păstorul, că este unul.
și face el lucrarea singur. Și dacă nu se întâmplă nimic, devine ori persoana care n-a crezut, ori că așa a vrut Dumnezeu. În vremea aceea de început, când era o ceată de prezbiteri, și când nu era posibilitatea ca cineva să-și asume el meritul, că Dumnezeu din cauza lui a făcut lucrarea, că erau mai mulți care își puneau mâinile peste câte un bolnav, care se vindeca la rugăciune, acum nu se mai întâmplă. Pentru că acum omul se poate mândri cu lucrarea pe care o face, pentru că el singur. S-au schimbat lucrurile, s-au mutat țărușii. Și în asta se vede copilăria pe care o trăiesc creștinii de astăzi. Uitați-vă la copii cum reacționează. Nu sunt stare să împartă cu altcineva jucăriile pe care le au. Foarte greu. Am și eu nepoți. 14 nepoți. Trebuie multă muncă de convingere. Un om mare înțelege. Un om adult înțelege că trebuie să partajeze. Trebuie să împartă. Trebuie să fie deschis, să colaboreze. Copiii sunt foarte individualiști, cel puțin până la o vreme. Chiar asupra părinților fiecare și l-a revendicat pe tata sau pe mama pentru el însuși, chiar dacă mai are 6 frați. Așa au ajuns astăzi lucrători în biserici, unici. N-ar împărți cu nimeni nici puterea, nici darurile. El e și proroc, și învățător, și tot ce vrei. O dovadă că cei mai mulți sunt oameni firești, oameni lumești, nu sunt oameni duhovnicești, sunt prunci în Hristos. La începutul credinței apostolice în România, condiția botezului cu Duhul Sfânt era indispensabilă. Nu făceai o slujbă într-o adunare creștină dacă nu erai botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și dacă nu aveai dovada că ești botezat. Și prin acel semn inițial al vorbirii în alte limbi, dar mai ales printr-o viață schimbată, o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Acum se predică în cele mai multe biserici că botezul cu Duhul Sfânt este dedicat, necesar, cu precădere celor care merg în lucrare, care slujesc. Și nu este o condiție a mântuirii. Nu se mai vorbește despre o arbună, vorbind despre botezul acesta cu Duhul Sfânt, care ne-a fost dată. Nu se mai specifică că, de fapt, în acest fel au intrat neamurile în biserică, când Dumnezeu a mărturisit despre ei, botezându-i și pe ei cu Duhul Sfânt ca pe apostoli, la început. Se predică astăzi despre o mântuire obținută prin jertfă. Nu printr-o viață trăită în neprihănire. Nu prin fapte. Și adevărat că nu prin fapte ne câștigăm mântuirea. Dar nu-s mai faptele nicăieri, nici dacă suntem mântuiți, nici dacă nu suntem. Adică, așa cum spune apostolul aici, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi. Și am citat de aici din Evrei, de ce nu puteau să sufere bucatele tari? Adică nu puteau să sufere învățătura despre neprihănire. Un prunc nu suportă, un prunc în credință nu suportă cuvântul despre neprihănire. Adică trebuie să existe o viață schimbată. Că trebuie să existe o stare a acelui creștin altfel de cum a fost înainte de a se întoarce la Dumnezeu. O viață schimbată. Să nu mai dați mădularele voastre în slujba păcatului, cum făceați înainte, spune apostolul Pavel. Ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu întregi. Și din mădularele voastre, care altădată au fost roabe ale nelegiuirii, faceți roabe ale neprihănirii acum. Dar se predică
Pentru că slujitorii, cei mai mulți dintre ei, copii în credință. Oameni neduhovnicești. Se predică de o mântuire obținută prin jertfă. Și nu neagă nimeni jertfa Domnului Hristos. El s-a făcut pentru noi urzitorul unei mântuiri veșnice, ne spune Apostolul. Adică ceea ce nu puteam noi face, a făcut El, Domnul Hristos, la inițiativa Tatălui. Numai că suveica aceea care trece prin urzială, îi viața noastră de fiecare zi, care trebuie trăită în credință și în faptele credinței. Și bine zice Apostolul Iacob, vrei să înțelegi, dar om nesocotit, că credința fără fapte e moartă? Se predică despre o mântuire obținută prin jertfă, ușor. A plătit cineva prețul și e adevărat. Numai că prețul plătit de cineva ne obligă la o reacție. Pentru că Domnul Hristos a murit pentru toată lumea aceasta. Așa zice Biblia, că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat ce a avut mai scump, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci mântuirea se capătă prin credința Domnului Hristos, El a plătit prețul, dar nu toată lumea va fi mântuită. De ce? Pentru că nu toți cred. Și nu cred biblic. Unii cred cum cred dracii. Știți că și dracii cred. Și se înfioară. Numai nu fac voia lui Dumnezeu. Înseamnă că în opoziție cu ceea ce cred dracii, și ei chiar cred, n-au nicio îndoială în privința aceasta, că într-o zi vor plăti pentru faptele lor. Și când Domnul Hristos a venit într-o confruntare cu demonii aici pe pământ, îl rugau stăruitor să nu-i trimite în adânc. Și îi spuneau, ce avem noi a face cu tine, Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Vine o vreme când ne vei chinui, dar nu a venit încă vremea. Mai lasă-ne! La începutul credinței apostolice, nu erau discuții despre acoperitoarea capului la femei. Era de la sine înțeles. Toate cultele creștine din România n-aveau nicio problemă de a convinge o femeie că trebuie să-și acopere capul. Umbrau și catolicele, și ortodoxele, și indiferent din ce confesiune. Toate femeile erau cu capul acoperit. Era ceva de la sine înțeles. Era practica creștină de la începutul cuceririi Imperiului Roman de către creștinism. S-a impus această practică. E adevărat. Cutuma aceasta luată de la poporul evreu. Dar s-a impus în toată perioada medievală. De la împărăteasă până la ultima spălătoreasă. Femeile erau acoperite pe cap. Și a fost la începutul credinței apostolice pentecostale în România și în alte țări. Am văzut imagini de pe vremea lui Kennedy, președintele american care a fost împușcat pe stradă. Femei cu capul acoperit, exact cum era în România în acei ani. S-a abandonat practica aceasta. Și se străduiesc teologi, predicatori, păstori, să dovedească că nu trebuie femeile să mai poarte nimic pe cap. Că nu este o măsură obligatorie, impusă de pape. Și mai vin și cu tot felul de interpretări bizare. Un semn de oameni nedomnicești, prunci în Hristos. Nu mai vorbesc despre cina Domnului, că am spus aseară ceva. Domnul Hristos vorbește despre un pahar, ca despre un simbol al unui legământ nou. Apostolul Pavel vorbește și el despre un pahar. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm și spune el textual că este împărtășirea cu sângele Domnului Hristos. Acel pahar care e împărțit între mai mulți, din care beau mai mulți.
Și vin teologi moderni și spun, nu igienic. Putem să bem din părere, nu contează forma, nu contează conținutul, contează faptul că participăm, cum ar fi organizată lucrarea, pentru că nu este decât un act de comemorare. Este și un act de comemorare. Dar ce înseamnă să vestești moartea Domnului? Spune Apostolul Pavel, vestiți moartea Domnului până va veni El. Eu, dacă sunt creștin și am vecinii mei de bloc, vecinii mei de bloc, de apartament, de stradă, în fiecare zi, prin viața mea mărturisesc că pentru păcatul meu a murit Domnul Hristos. A murit pentru păcatul meu, dar a murit și pentru păcatul lor. Mărturisesc aceasta, vestesc moartea Domnului. Nu numai aici la adunare, o dată pe lună sau mai rar vin și întind și eu mâna, iau o bucățică de azimă și iau un păhărel, că nu igienic dintr-un pahar, spun unii. Și Domnul Hristos, care era înțelepciunea lui Dumnezeu, în el erau ascunse toate comorile științei și ale înțelepciunii, el chipurile, n-a știut nimic despre igienă. Ba unii îl acuză și când a făcut tină ca să ungă ochii acelui orb, cumva a forțat nota. Putea să-l vindece în alt fel, nu să provoace stupoare în jurul lui. Îl judecă unii și pe Fiul lui Dumnezeu. S-a schimbat practica de la cina Domnului. Nu mai sunt zile de pregătire, nu mai sunt mărturisiri înainte de cină. Acum, într-o veselie, toată lumea o ia și în parcare, o ia și la pachet acasă și unul iau chiar și de acasă, stând în fața ecranului. Pentru că, ca și în biserica din Corint, care avea toate darurile, dar erau lumești, nu erau niște oameni duhovnicești, erau prunci în Hristos. Că nu se mai practică spălarea picioarelor, ce să mai spun? Sau că se practică într-un foarte mic număr. Și multe altele. Relațiile dintre frați lasă de dorit au fost și în țara românească, în România. Oameni care după ce s-au întors la Dumnezeu, au avut o inimă și o dorință pentru comunitate, pentru frați, pentru surori, și au trăit chiar ca și cum ar fi fost mădulare într-un singur trup. Fără partide, fără certuri. Și asta au venit mai târziu. Pe măsură ce s-au mulțit și pe măsură ce au devenit mai îngânfați. Și mai, așa cum citeam de biserica din Laodicea, pentru că zici sunt bogat. Apostolul Pavel sar peste câteva versete, că ar fi foarte mult să vorbim despre fiecare verset de aici. Apostolul Pavel spune în versetul 10, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Temelia credinței a fost pusă. Apostolul Iuda, în vremea aceea, atunci, la început, are o dorință. Ar fi vrut să scrie ceva fraților de credință. Și spune el, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Apostolul Pavel spune, eu ca un zidar, ca un meșter, zidar înțelept, am pus temelia. Și nu poate să pună nimeni o altă temelie. Numai vremurile pe care le trăim face o constatare.
Și aduce în mintea noastră o constatare. Că azi încearcă să se pună o altă temelie. Pavel spune fiecare să ia seama cum clădește deasupra. Că temelia nu poate să fie pusă alta de nimeni. Și temelia e Domnul Hristos. Dar acum atâtea întrebări auzi între tineri. Acum atâtea discuții sunt referitoare la temelia aceasta care a fost pusă. Și știți de ce? Pentru că la orizont se vede ecumenismul. Adică mai multe căi care duc spre același punct, spre aceeași țintă. Noi credem, am mărturisit aceasta într-un Domn, într-o credință, într-un botez. Acum există discuții că se poate ajunge în același loc și pe alte căi. Măcar că Domnul Hristos a spus că dacă nu intră cineva prin ușe, adică prin El, că El e ușa oilor, și sare pe altă parte, în staul oilor, este un hoț și un tâlhar. Cu toate acestea, există această discuție și multe afirmații de felul acesta. Lasă-mă că nu o să fi numai voi, pocăiții, sau numai voi ăștia apostolicii, sau numai voi ăștia câțiva mântuiți. Am auzit pe un mare lider care se consideră creștin. Eu nu mai consider acea confesiune de mult creștină, ci o biserică apostată. Dar ei se consideră, pentru că sunt mai numeroși, filonul principal al creștinismului. Și am auzit că până la urmă Dumnezeu va avea milă de toți oamenii. Și îi va primi pe toți. Că El este Tatăl tuturor. Am spus odată, când vorbeam cu cineva despre lucrurile astea, și care și el cam înclina spre teoria aceasta, că până la urmă Dumnezeu îi va primi pe toți, buni, răi, că El e dragoste. Și am pus o întrebare, pentru că am văzut că îi plăcea foarte mult grădinăritul. Aici, în grădina asta ta frumoasă, unde ai roșii, castraveți, ardei, fasole, zmeură, ceva pom fructifer, ai îngăduit să crească și iarba aia păcătoasă, cum o numesc francezii, herba pu, care provoacă așa de mari daune, o zice, dar cum o să îngăduie așa ceva la mine în grădină? Aia trebuie stârpită fără milă. Dar de ce crezi că Dumnezeu e mai slab ca tine în înțelegerea lucrurilor și ar accepta în grădina Lui cerească niște oameni care seamănă cu iarba aia păcătoasă? De ce crezi? L-a scos afară pe Adam din rai, care, aș zice eu, n-a făcut multe din păcatele care astăzi sunt între pocăiți. Despre Adam Biblia nu spune că a mințit. Nu spune Biblia că și-a înșelat nevasta. Nu spune Biblia că a furat ceva de la cineva. Că a omorât vreun om, că a înjurat, că a blestemat, că a făcut tot felul de lucruri rele. Biblia spune despre el că Dumnezeu îi spune aceste cuvinte, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el. Blestemat este acum pământul din pricina ta. Și îl dă afară din rai pe Adam. Și unii cred că intră înapoi acolo cu o mulțime mare de păcate că le-a plătit Domnul Hristos și ei nu mi-au nimic de făcut. Da? Domnul Hristos ne-a găsit pe unii din noi în mocirlă și ne-a scos afară de acolo. Ne-a dezbrăcat de hainele noastre murdare. Ne-a acoperit cu mantaua izbăvirii și ne-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. Dar din momentul acela trebuie să trăiești pocăința. Să-ți placă învățătura despre neprihănire. Să nu schimbi țărușii. Să nu schimbi calea. Să nu încerci să zidești pe altă temelie decât cea care a fost pusă.
A spus Dumnezeu atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Domnul Hristos citează din Vechiul Testament ceea ce spune prorocul. În capitolul 28 din cartea prorocului Isaia, versetul 16, de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Este vorba de Domnul Hristos. Dar următorul verset spune, voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă. Și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor îneca adăpostul minciunii. Adică nu-i mai loc pentru cei care și-au luat această piatră ca sprijin nici de minciună, nici de neadevăr, nici de nimic, nedreptate și așa mai departe. Temelia aceasta care a fost pusă nu mai poate să fie pusă. Apostolul Pavel ne spune foarte clar că nu s-a dat niciun alt nume oamenilor în care pot să fie mântuiți decât numele sfânt și scump a Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru spune același lucru. El, Dumnezeu, l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor pe acest Iisus. Apostolul Pavel spune în Fapte în 17 că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, adică Domnul Iisus Hristos. Apostolul Petru spune, Dumnezeu ne-a poruncit, Domnul Hristos ne-a poruncit, ne-a spus să mergem și să propăduim pretutindeni că Dumnezeu l-a uns pe El, judecătorul celor vii și a celor morți. Asta e temelia. El este urzitorul unei mântuiri veșnice. Când crezi că ai mai multe căi care te duc în același loc și intri în meditații de nu știu ce gen, te lipești de yoga, de Confucius, de Mahomet, de Buddha, dragul meu, ești pe o cale greșită. Nu există decât un singur nume. Numai unul a fost în stare să meargă la Tatăl și să ieie din mâna Lui cartea. Și asta? Pentru că a fost junghiat și a răscumpărat cu sângele Lui oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice neam, din orice norod. Cuvântul spune că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Întrebarea este acum, ce clădești deasupra? Ce clădești deasupra? Slujitorii din biserici care sunt copii, citesc aici în Timotei un cuvânt pe care îl spune Apostolul Pavel copilului său de suflet, în capitolul 4, începând cu versetul 1, îi spune, te rog frumos, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și nelatim. Mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdela urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după foptele lor. Oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura asta sănătoasă. Adică să fie mustrați, să fie învățați, să fie trași de mânecă când fac ceva nepotrivit. Și atunci foarte mulți slujitori
și-au schimbat vocabularul. Și-au schimbat Evanghelia pe care o vestesc. Frate Bala, mesajele astea sunt cam negativiste. Numai tot de colectare, numai... Ăstea sunt frații noștri, surorile noastre. Mai cu blândețe. Blândețea trebuie să fie la cel care primește cuvântul. Primiți cu blândețe cuvântul, nu cuvântul să fie întotdeauna dulce ca mierea. Oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Îi vor gândila urechile să audă lucruri plăcute. Și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Și vedem. Să vii cu anecdote, să vii cu povești, să vii cu întâmplări care nu s-au întâmplat niciunde. Să povestești experiențe pe care le-ai avut cu Dumnezeu, dar care nu sunt lumina Bibliei. Acum sunt foarte multe surori care umblă prin lume și mărturisesc experiențe pe care le-au avut. Și au trecere. Au trecere. Mi-aduc aminte de experiența unui frate cu mai mulți frați care mergea la o biserică engleză. Și la biserica aceea engleză era o femeie păstoriță. Și fratele acesta susținea că e și proroc, are dar de la Dumnezeu. Și la un moment dat, având aici în Canada pe cineva din România în vizită, a avut un mare schimb de vorbe cu acea persoană în vizită la el și i-a zis, ei frate, eu îți pot dovedi că acolo unde mă duc eu, femeia aceea cu adevărat e pusă în slujbă de Dumnezeu și Dumnezeu cu adevărat i-a dat un dar și nu poți să-l contești. Păi frate, dar Biblia scrie că femeia să tacă în adunare. Ele nu pot să fie păstorițe sau apostolițe, cum zici dumneata, că ea e apostol. Că Domnul Hristos a ales 12 apostoli, numai bărbați. Și au avut mai mulți ucenici. Dar n-a trimis pe niciunul lucrare care a fost femeie. El le-a ajutat lucrarea și ele cum au putut, dar nu la nivelul ăsta să fie apostol. Păi, ce nu poți să te conving decât dacă vii cu mine în adunare. Și la urmă, fratele din România, de eu nu o să înțeleg nimic ce se întâmplă acolo. Ai să vezi, chiar dacă nu înțelegi limba, ai să vezi. Și l-a dus la biserica aceea engleză și la un moment dat, femeia aceea care el spunea că e apostoliță, a trecut așa printre rânduri și la câte o persoană, un bărbat sau o femeie, îi spunea câte un cuvânt de prorocie. Când a ajuns la fratele ăsta venit din România, cel care stătea lângă el, care era membru acolo în biserică, a auzit deslușit că femeia a pronunțat în limba română aceste cuvinte. Tu să te ții de calea pe care mergi, că ai calea adevărată. Și s-a dus mai departe. Și ăsta, venit din România, s-a întors spre gazda lui și a zis, ai auzit ce a zis femeia asta? Da. Dar știe românește? Cum să știe românește? E englezoaică. Dar mi-a spus în limba română, tu ai auzit? Da, am auzit. Ai văzut? Calea pe care eu ți-am spus-o, e aia dreaptă și adevărată. Dar ălaltă nu s-a lăsat. Ai văzut că e proroc. Ai văzut că ți-o prorocit și ție. Nu mai contat că eu spus că are dreptate fratele venit din România. Ălaltă nu s-a lăsat de ea, pentru că a zis, ai văzut că e proroc, ce ți-am spus? Care dar de la Dumnezeu? Eu cred că Dumnezeu a vrut să o folosească atunci, ca pe Caiafa, ca să-i spună acelui frate din România să nu se lase sedus de curentele astea străine. Cuvântul Domnului ne spune că vor veni în zilele din urmă oameni. Despre unii, spune Apostolul Petru, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Și vor strecura pe furișe rezini nimicitoare în adunare. Lucruri plăcute. Mai îmi spune câte cineva. Frate Bala, nu vezi că nu se leagă nimeni de dumneatale? Că ești prea radical, prea îngust.
Dar tare mi-e frică că nu-s chiar așa din gust pe cum ar vrea Domnul meu să fiu. Că pe temelia aceasta nu se poate zidi decât ca să ai și răsplată aur, argint, pietre scumpe. Și dacă zidești ceva care va arde în ziua aia mare, îți pierzi răsplata. Poate mântuirea îți rămâne ca prin foc. Ca prin foc. Dar îți pierzi răsplata. Dar oamenii apreciază acei slujitori, acei predicatori care le vorbesc frumos și niciodată nu-i ating acolo unde au și ei slăbiciuni sau păcate. Mi-aduc aminte că cineva povestea, nu știu cât e de adevărat, că a venit un slujitor tânăr în adunarea lor, cu școală, și a zis conducerea acelei biserici, acelei adunări tinere, vrei să slujești aici în biserică? Da. Dar uite ce este. Sunt câteva condiții. Să nu vorbești în biserica aceasta de cei care mai beau câte un pahar. Că mai sunt. Care mai beau câte un pahar și n-am vrea să se supere și să plece. Să nu vorbești de cei care iubesc mai multe femei odată. Că zice, avem și de ăștia, dar știi că ăștia dau bani mulți la adunare. Lasă-i în pace. Să nu vorbești din biserica asta de cei care și mai spun câte o minciună, că în ziua de azi nu se poate trăi fără minciună. Dar de cine să vorbesc, o zis fratele ăsta tânăr, slujitor? Și vorbește de evrei, că evrei n-avem în biserică. La oameni nu le mai place învățătura sănătoasă. Îți prunci. Îți ca și copiii. Am nepoți și odată, cu ceva ani în urmă, stăteam de vorbă cu nepoții mei și mă adresam mai mult la cel mai mare. Că el fiind mai mare, bineînțeles că era cel mai vinovat de toate năzbâtile. Și la un moment dat s-o simțit așa stingherit și nemulțumit și a zis, da, bunicule, de ce numai mie îmi spui? De ce numai mie îmi spui? Îl apreciez pe nepotul ăsta și mi-e drag de el, dar l-am văzut la nivelul lui atunci. A fost deranjat. Eu nu-i spuneam pe nume. Dar zice, de ce spui numai mie? Și dacă spui în biserică despre anumite lucruri și chiar dacă nu spui la cineva pe nume, tu ești ăla cu problema asta, omul se simte și nu le place învățătura, că-i mustră în cugetul lor. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea dorința de pocăință. Dacă nu ne vom întoarce la Dumnezeu cu toată inima, dacă nu vom încerca să trăim, așa cum zice Apostolul Pavel mai departe, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Auzi, Dumnezeu a pus Duhul lui cel Sfânt în noi și Biserica Apostolică Pentecostală se laudă că zbotezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și dacă trupul meu e templul Duhului Sfânt, cum pot eu să mă amestec cu tot felul de lucruri din lumea aceasta care n-au nimic de a face cu Dumnezeu? Nimeni să nu se înșele. Auziți? Nimeni să nu se înșele. E rău când te înșală cineva. Dar când te înșeli tu pe tine singur, să te duci pe o cale greșită și să crezi că mergi spre împărăția lui Dumnezeu și să crezi că ajungi la destinație, dar tu n-ai respectat nimic din ceea ce a spus Scriptura, că ți-a plăcut să trăiești ca lume de vară, în toate privințele. Și vei merge cu îndrăzneală în ziua aceea și vei bate la ușă, Doamne, Doamne, deschide-ne! Și Domnul Hristos a spus răspicat, le voi spune curat, plecați de la mine toți lucrătorii fără de legii. Ca să n-auzim astfel de vorbe, ar trebui să ne maturizăm spiritual și să înțelegem ce înseamnă învățătura despre neprihănire. Timpul meu s-a dus, dar aș vrea să medităm în continuare la cuvintele Domnului și Domnul să ne dea lumină și înțelegere ca să ne apropiem din toată inima de El, mai ales că vremurile sunt grele.
Amin.